Unde-i dușul? Când am intrat exact așa am zis eu, unde-i dușul? Chiuveta-i dușul. Și scurgerea unde? Deci, practic, noi trebuie să facem duș în fața chiuvetei, care e și fața WC-ului. Hai, dar eu care habar n-am ce cum să numesc tăte alea, că îmi strigă la mine, adă DN-ul. Ce? Unde-i gastronomul la care vei tu? Sau dromaderul, sau mai știu cum mi l-o cerut, ceva, mi-o cerut ceva. Gene, gastronom. Și Laura zice, vezi că nu știe ce e ăla. Nu știe, că n-a de o să știe. Da, știu. Păi, dar că știi că nu știu zim pe limba mea, că gen îți aduc o tavă pătrată goală, dar nu andăm un dromader de la să nu știu ce. Mamă, care m-ai făcut, de ce m-ai făcut și m-ai lăsat să mă trimăți aici? N-am mai mâncat până acum pentru întuneric. Ce-a fost exact ce mânc acasă în zona Paștelui? Ciorbă de miel. E prima zi în care îmi dau seama că nu pot să mă trezesc fizic, că se puizat. Neața, Francis. Franciscule! Da, țăști, erau energici, eram ce vreți lăsați-mă să mă duc să mă spăl. Am observat că cu Valentina am avut câteva probleme, pentru că Valentina vroia validare pentru ea, vrea să demonstreze că și ea poate. Eu cumva le-am zis la ei mei, vă rog frumos să mă înțelegeți că eu sunt outside the box. Eu sunt un fotograf, un artist care vede lucrurile din afară și vreau să meargă echipa asta cât mai mult înainte. Toți!